Bun găsit, dragi copii! Oamenii comunică oral, transmițând informații, mesaje. Convorbirea dintre două sau mai multe persoane se numește dialog. De multe ori, mesajele transmise nu sunt înțelese sau sunt interpretate greșit din cauza unor factori perturbatori. De exemplu, acest băiețel dorește să vorbească cu colegul său, dar nu este auzit din cauza muzicii ascultate la căști de celălalt băiat. Următorul transmite un mesaj, dar ascultătorul este preocupat de o altă activitate, sportul, și atunci acesta nu este înțeles. Uneori nu suntem înțeleși din cauza aceasta. Alteori nu reușim să transmitem clar și concis ceea ce ne dorim. Haideți să observăm împreună două dintre situații în care ne dorim să cerem informații și cum le putem primi. Puteți opri această filmare și să citiți acest text pe roluri. Andreei îi place mult să citească. Azi a fost la bibliotecă. Urmăriți dialogul dintre ea și doamna bibliotecar. Bună ziua, doamna bibliotecar! Bună ziua, Andreea! Aș dori să returnez cartea împrumutată și să împrumut o nouă carte. Se poate? Desigur! Ce carte ai dori să împrumuți? M-am gândit să citesc Aventurile lui Habar N-am de Nicolae Năsov. O aveți în bibliotecă? Da, Andreea! Chiar ieri a adus-o un coleg de-al tău. Vă mulțumesc! O zi frumoasă să aveți! La revedere! Asemenea, la revedere! Care sunt formulele cu ajutorul cărora ne adresăm sau solicităm observate în text? Iată ce am descoperit eu! Salutăm la intrarea în bibliotecă, dar și la ieșire. Folosesc cuvintele: doresc să, mă puteți ajuta, aș dori să... Se poate să mă ajutați? Mulțumesc întotdeauna pentru ajutorul primit. A doua situație. În autobuz. Iepurilă, ce călătorie plăcută am avut! Da, ursuleț, l-am cunoscut și pe simpaticul tău bunic. Mi-a povestit multe lucruri interesante. Îți mulțumesc pentru faptul că i-ai cedat locul. Nu trebuie să mulțumești, iepurilă. Mereu trebuie să fim atenți la persoanele care au nevoie de acel loc. Roscuța Oac a coborât la prima stație. Domnul șofer i-a explicat unde trebuie să coboare, fiindcă a întrebat: ai observat cât de ușor primim informații dacă știm să le cerem? Da, ai dreptate. Ce reguli de conduită respectă ursuleț și iepurilă? Cum credeți că a primit broscuța Oac informația referitoare la stația unde va trebui să coboare? Priviți! Vă rog, se poate să-mi spuneți unde este teatrul de păpuși? Sigur, coborâți la prima stație. Întotdeauna salutăm șoferul autobuzului. Ocupăm un loc fără să ne împingem. Vorbim civilizat unii cu ceilalți. Dacă am deranjat pe cineva, ne cerem scuze. Oferim locul persoanelor mai în vârstă sau celor care au nevoie. Urcăm pe ușa din spate și coborâm pe cea din față. Citește și apoi bifează situația care ți se pare corectă. Acestea erau: bifiază regulile de conduită care trebuie respectate în mijloacele de transport în comun.
ne verificăm! În orice situație ne-am afla, nu uităm să folosim cuvintele magice. Vă rog și mulțumesc! Ele ne vor ajuta să primim întotdeauna informațiile dorite. Pe curând!